Șoputul Veche a găzduit colocviile presei din Banatul de Munte, o acțiune dedicată istoriei presei din Banatul Montan. De asemenea, au avut loc prezentări și dezbateri despre starea actuală a presei din județul Caraș-Severin și despre proiectul Muzeului Presei. Scopul principal al acestor colocvii a fost de a crea un spațiu de dialog și dezbatere pentru tot ce interesați de viitorul presei din Banatul Montan. Salutăm nu numai din politețe, din formalism, această realizare extraordinară a Muzeului Presei de aici, din comună, pentru că realmente îmi dau seama cât de greu se poate realiza așa ceva și cât de necesară este o astfel de acțiune. Repet, nu sunt declarații pur formale. Am intrat în sală, poate era chiar mai bine să filmăm în sala de alături, unde sunt câteva sute de publicații, cred că se întind pe vreo 100 și ceva de ani. Urmează două simpozioane ale forurilor locale, unul axat preponderent pe istorie, istoria locurilor, iar altul pe istoria presei. Sunt convins că se pun bazele unei dezvoltări puternice a ceea ce este acum acest frumos muzeu al presei. Dovada cea mai clară fiind mulți oameni realmente pasionați de istoria locurilor în general și a presei în special. Întâlnirea de astăzi este oarecum un unicat, în sensul că istoricii clipei, cum să numiți ziariștii, se întâlnesc cu istoricii istorici. Și are loc într-un loc de asemenea unic în județul Caraș-Severin, un muzeu al presei, la Șopotul Vechi, la sat. E o tradiție culturală foarte veche în Banat. Camil Petrescu, când a ajuns în Banat, s-a declarat de-a dreptul entuziasmat, pentru că aici a întâlnit cei mai emancipați țărani din tot arealul românesc. Cel puțin așa a fost declarația sa. Sper să simțim această atmosferă în continuare, în timpul comunicărilor și a dezbaterilor. Noi avem bună intenție, nobila intenția de a organiza un muzeu al presei din Banatul de Munte și la Reșița. E bine că există acest muzeu. El devine un punct inspirațional pentru noi în organizarea muzeului de la Reșița și sper ca dezbaterile pe această temă, pe care noi, filiala, ne concentrăm foarte mult și îndeosebi clubul de presă al Banatului de Munte, care are acest sens să cultive profesionalismul în breasla noastră. Cu sprijinul primăriei și a Consiliului Local de Alboșeț, a obținut tatăl meu această sală. Am obținut eu anul acesta și a doua sală, tot pusă la dispoziție de primărie, pe care vrem să o transformăm ca o sală în care să expunem cărți, volume ale membrilor de perioadă în Banat. Dacă sunt de acord, le-am spus și în deschidere la secțiunea de presă, să doneze câte un volum din fiecare jurnalist, ziarist, scriitor care face parte de NUZPR, să putem expune în acea sală volumele dumnealor. Le-am cerut și un CV cu o fotografie. Să știți că de aici nu se pierd și probabil peste 10-20 de ani, mulți dintre ei nu o să mai fie, dar o să rămână cărțile în acest volum. Totodată, după discuții avute cu conducerea UZPR-ului atât la nivel județean cât și la nivel central, intenționăm ca această colecție să o itinerăm. Unde? Atât în țară, cât și în comunitățile românești din afara granițelor. Asta a fost înțelegerea cu conducerea județeană și națională a UZPR-ului.
Eu sper să se îndeplinească. Colocviile presei din Banatul de Munte au fost organizate de Clubul Presei din Banatul de Munte și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România cu sprijinul Muzeului Banatului Montan din Reșița, Biblioteca Germană Alexander Tiț și a Primăriei de Alboșeț.